seara, bun găsit la sport. Etapa cu numărul 2 a ieșit în evidență prin numărul mare de goluri înscrise de formațiile din campionatul județean. Numai puțin de 31 s-au înscris în 6 dispute. Deși a fost gruparea cu cel mai dificil program la început de sezon, în primele două runde întâlnind ASE Drobeta 2013 și pe cei de la Phoenix Izvorul Bârzii, minerul Mehedinți a reușit să acumuleze maximum de puncte. De altfel, echipa pregătită de Cristian Boboescu este singura din campionat care a bifat doar victorii, după 4-0 în runda inaugurală și duminică 3-1 pe terenul formației care sezonul precedent a încheiat campionatul județean pe poziția a treia cu un loc deasupra minerului. Un alt joc important al rundei a fost la Cerneți. Recolta de a fost doar o umbră a formației ce câștiga sezonul trecut campionatul județean. Fără aportul la 4 titulari, sudici au capotat lamentabil, fiind învinși cu 8-2. Un alt joc în care s-au marcat multe goluri a fost între ASE Drobeta și ASE Cladova, singurele echipe pe care Severinul le are în primele 4 eșaloane. Gazdele au câștigat cu 9-0. Iată rezultatele complete ale rundei. După primele două etape, podiumul Ligii a patra este ocupat de Minerul Mehedinți, 6 puncte, ASE Drobeta 2013 și Pandurii Cerneți cu câte 3 puncte. După ce în vară a fost instalat ca antrenor la satelitul lui Dinamo, mehedințanul Flaviu Stoican a fost numit în funcția de antrenor principal al echipei Dinamo, în locul lui Gheorghe Mulțescu. Jocurile neconvingătoare și rezultatele slabe înregistrate de Dinamo în primele 8 etape au condus la încheierea contractului pe cale amiabilă dintre Gheorghe Mulțescu și oficialii dinamoviști. Imediat după egalul cu Petrolul Ploiești, Ionuț Negoiță a decis să-l schimbe pe Mulțescu cu Flaviu Stoican în speranța că echipa își va reveni din impas. În 8 runde, câinii au înregistrat 3 egaluri și doar 2 victorii. În vârstă de 36 de ani, mehedințeanul Flaviu Stoican nu se teme de noua provocare și spune că aștepta cu multă ardoare momentul în care să debuteze ca antrenor în prima ligă. Sunt fericit că mi-am îndeplinit un vis, acela de a antrena pe Dinamo. Vreau să las faptele să vorbească de acum, pentru că un alt vis este să duc echipa acolo unde știu că este locul, în elita României, o formație ce impune teamă și respect adversarilor, care face legea pe teren și care joacă spectaculos. Eu am fost fotbalist la Universitatea Craiova când era pe locul 1 în România, am jucat și am câștigat campionate cu Dinamo și Șahtior, am fost pe teren în grupele Champions League și m-am luptat cu starurile Barcelonei și ale Milanului. Nu mi-e teamă și nici nu sunt slab de înger. Știu cine sunt, ce pot oferi, am planuri, vise pe care vreau să le îndeplinesc și o voi face. Am nevoie de șansă clar, dar și de sprijinul echipei, a spus Stoican pentru Gazeta Sporturilor. Minerul Mehedinți a fost prima echipă condusă de Flaviu Stoican din postura de antrenor principal. A debutat pe 10 aprilie 2009 cu un egal pe teren propriu în fața liderului Fortuna Covaci, scor 1-1. Următoarele formații pregătite de tehnicianul născut la Vânju Mare au fost CSM Reșița, Dinamo 2 București, Chindia Târgoviște, CS Mioveni și din iulie 2013 din nou Dinamo 2 București. FC Universitatea Craiova a obținut primul succes în eșalonul secund, după o partidă echilibrată în deplasare cu Minerul Motru. Unicul gol a fost marcat de jucătorul gorjenilor de Neacșu, care a respins în propria poartă un șut al lui Milan Mitici. După un început timid cu două egaluri, trupa pregătită de Nicolo Napoli a bifat prima victorie stagională în eșalonul secund. Universitatea Craiova a trecut la limită sâmbătă dimineața de Minerul, scor 1-0, într-un meci în care juveții au crezut până în ultima secundă că pot câștiga. Emoțiile primei victorii au fost mari, mai ales că studenții s-au impus în ultimul minut de joc, cei drept cu un mic ajutor din partea gazdelor. Fundașul Minerului Motru, Neacșu, a adus prima izbândă a universității din acest sezon, după ce a introdus mingea în propria poartă în urma unei intervenții prin alunecare la centrarea lui Mitici. Până la următoarea etapă din campionat, elevii lui Nicolo Napoli vor avea de disputat miercuri 25 septembrie 16-mile Cupei României în compania deținătoarei trofeului Petrolul Ploiești. Leii vor înfrunta Lupii Galbeni pe stadionul municipal din Severin cu începere de la ora 20:30. Atât din sport pentru astăzi, sunt Claudia Șontea, vă doresc o săptămână minunată, la revedere!